cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și live pe Facebook, ca de obicei ne puteți urmări. Discutăm astăzi despre avalanșa de propuneri fiscale ale și ale guvernului și ale unor membri ai guvernului, cum e Ministrul de Finanțe, dar și ai, uh, ale liderilor coaliției, uh, propuneri care merg de la reducerea la jumătate a accizei pe carburanți, care ar fi trebuit să ne scadă prețul la pompă cu aproape un leu, continuând cu scăderea TVA-ului la energie pe perioadă mai lungă, trecând prin scăderea contribuțiilor la asigurările sociale și a TVA-ului general cu 2%, cum propunea de pildă liderul PNL Florin Câțu, și mergând până la taxarea luxului sau plafonarea alimentelor, cum spunea de partea cealaltă liderul PSD Marcel Ciolacu. Dincolo de uh, războiul sau de concursul de frumusețe, de popularitate al politicienilor, pe care l-am detectat ca atare de mult, cred că nu mai e un secret pentru nimeni, ne întrebăm totuși câte din aceste propuneri uh, sunt sustenabile, câte din promisiunile astea, pentru că deja unele au îmbrăcat caracter de promisiune, cum este cea cu reducerea accizelor la carburanți, uh, pot fi puse în practică. Greu sau deloc se pare, pentru că guvernul chiar în urmă cu o oră a anunțat că nu mai e pe masă acest scenariu al reducerii accizei la carburanți. Și niște VAU de 5% pentru energie nu s-ar simți foarte bine. Încercăm să ne dăm seama câte dintre aceste măsuri pot funcționa și câte dintre aceste măsuri, mai ales când pomenim cuvântul plafonare, pot să dea realmente peste cap economia. Cu profesorul de economie Bogdan Glăvan, bun venit în piața Victoriei. Bine v-am găsit. Să cu carburanții. Informația momentului. Nu mai e o variantă scăderea la jumătatea accizei la carburanți. Prin urmare, înțelegem... Nu vom plăti cu acel leu mai puțin la pompă cu care se lăuda ministrul de finanțe Căciu. Ce să se fi întâmplat? E o surpriză neplăcută, să spunem. Nu mă miră pentru că părerea mea a fost de la bun început că guvernul folosește inflația ca un instrument politic de adunat bani la buget. Explicați-ne un pic. Păi să facem paralela cu 2009, da? momentul sau criza precedentă. Când guvernul avea finanțele publice vraiște, Cheltuieli mari, venituri puține și atunci a decis, guvernanții au decis așa-numita politică de austeritate prin tăierea salariilor, au încercat să taie și pensiile, au mărit TVA-ul, au introdus impozit forfetare și așa mai departe. Deci o creștere a fiscalității uh, transparentă, dură, o tăiere a salariilor. Care ulterior a stârnit ample nemulțumiri sociale și a rezolvat contabil, pe moment, problema bugetară. Suntem 12 ani sau 13 ani mai târziu, 15 ani mai târziu, avem aceleași probleme, un guvern cu o datorie publică mai mare decât atunci, cu un deficit similar cu cel de atunci, numai că acum, în mod evident, soluția este aceea de a corecta. Acest, acest dezechilibru bugetar, nu într-un mod transparent, prin creșteri de taxe sau prin raționalizarea cheltuielor statului pe care le așteaptă toată lumea și pe care, care chiar ei le promit, exact, dar nu mai insistăm. Exact, da. ci în mod netransparent, prin inflație. Și ca să închei uh, această explicație cu chestie foarte prozaică, uh, unde se duc banii din. Facturile noastre se duc la producătorii de energie care sunt deținuți de stat și statul mai departe preia acești bani prin redevențe, prin impozit pe profit, prin TVA, prin tot. Deci statul este marele câștigător de pe urma scumpirii energiei în România. Bun, promit că revenim la asta pentru că discutăm de ceva timp despre faptul că e un fel de dublu standard sau de ipocrizie sau de, nu știu cum să-i spun, dualitate a statului când vorbește de facturile la energie, având în vedere că îi intră lui, de fapt, banii prin producătorii pe care, îi, pe care îi deține. Cum ziceam, promit că mă întorc. Să o elucidăm cu carburanții. Motivul, aparent, ar fi că nu e de acord Comisia Europeană cu o reducere a accizelor la carburanți. Și întrebarea mea e... Când ești ministru de finanțe, comunici oficial că ai de gând să faci asta, că ai propus liderilor coaliției, liderii coaliției zic da, suntem de acord, uh, facem asta pe trei luni, o să vă coste mai puțin cu un leu pe litru la pompă, după aia vii și spui uh, nu e de acord Comisia Europeană sau n-am verificat dacă se poate sau ne temem că nu se poate? Cum vine asta? Sunt două chestiuni aici. În primul rând, uh, de asta avem guvern ca să gestioneze astfel de chestiuni politice. Ca și plafonarea, reducerea accizei sub nivelul minim comunitar este o chestiune care se poate negocia cu Bruxelles. În momente de criză, cum sunt acestea, cum a fost în 2020, când s-au întreprins nenumărate derogări de la tratatul US sau de la uh, directivele europene, uh, la fel se poate face și acum și la fel au făcut și alții. De fapt, România este printre puținele țări care nu a scăzut fiscalitatea în energie. Pentru că dacă ne amintim, numai cu câteva luni, da, de anul trecut, de când au început problemele să fie evidente cu scumpirea energiei, țări precum Spania, îmi vine acum în minte, au recurs la reduceri de, de taxe. Numai România n-a făcut-o. Deci această, această chestiune este un pic este falsă din start, pentru că era tocmai sarcina guvernului să negocieze cu comisia și să arate că se impune scăderea accizei la carburant în interesul uh, cetățenilor. A doua uh, chestiune este că, în mod evident, uh, cum spuneam, uh, asistăm la un uh, joc prin care guvernanții vin cu măsuri, o avalanșă de măsuri, cum a fost termenul folosit de dumneavoastră la început, o avalanșă de măsuri, se fac că lucrează, mimează că lucrează, cam asta este senzația mea, și la final se întâmplă foarte, foarte puțin. Să ne amintim cât de greu s-a intrus plafonarea. Cât de greu. O măsură cea mai complicată măsură, da, cea mai distructivă da. măsură, da? O să, poate vorbim de chestia asta, de ce guvernul a, a, a preferat plafonarea în locul scăderii de, de taxe. Deci e foarte multă agitație, foarte multă ceață, foarte multe petarde care se aruncă și la final uh, nu se întâmplă. Pentru, tocmai pentru ca să nu se întâmple nimic la final. Vedeți că poate uh, ascultătorului se pare că vorbim, vorbesc prea mult de politică și nu de economie, dar de fapt economia se numea la rădăcinile ei economie politică. Și chiar și manualele de astăzi există un capitol special de economie, de public choice, economia statului. Și sunt laureați Nobel care au analizat, au luat premiul Nobel tocmai pentru că au analizat modul în care acționează statul. Da. Statul acum la noi pare să acționeze sau să nu acționeze mai degrabă, vorbesc politicienii și fac un pas înainte, doi înapoi și așa mai departe, cum e și episodul ăsta. Întrebarea mea, domnule profesor Glăvan, este dacă totuși ar funcționa. Cu Comisia Europeană, cu cine vrem, uh, metoda asta, ea ajută realmente? Adică am scăzut acciza la jumătate și vrem să vedem că benzina nu mai e la pompă 7 lei pe litru, este 6 lei pe litru. Prima întrebare e începând de când și a doua întrebare este dacă într-adevăr se va întâmpla sau în ordine inversă, cum doriți. E, la întrebarea dacă ne ajută și la ce ne ajută și cât de mult ne ajută, răspunsul este... Depinde. da, la pompă se va vedea, s-ar fi văzut imediat. acest lucru s-a mai întâmplat. Nu avem antecedente de scădere a impozitelor specifice sau a taxării unui produs particular. Să ne amintim că în 2013, când tot PSD era la guvernare, a luat, era guvernul Ponta, nu mai știu care, că au fost multe, a luat măsura scăderii TVA-ului la pâine. În 2015 a redus tva la toate alimentele. De fiecare dată, și în 2013 și în 2015, prețul la aceste produse au scăzut. Și atenție, vorbim de grupă mare de produse când a fost vorba de alimente. Dar au scăzut cum se așteptau, adică cu diferența scontată, sau au scăzut mai puțin decât proclamaseră autoritățile că vor scădea? La pâine, da. La alimente, nu chiar. De ce? Și acum vin la partea a doua a răspunsului, când am spus depinde inițial. Pentru că, în mod evident, când scazi taxarea, asta nu modifică numărul de lei din economie. Noi rămânem în societate cu același număr de bani, ca și înainte. Banii doar se mută dintr-un buzunar într altul adică pleacă de la stat către cetățeni. Asta este tot. Ce vor face cetățenii care acum vor fi avantajați? Pentru că la benzinărie vor da numai 6 lei în loc de 7 lei ca până acum. Păi vor avea un leu în plus cu care își vor permite să cumpere pâine, de exemplu, sau alt litru de motoină în plus, sau haine, sau alte lucruri. Deci, impactul asupra inflației în general, nu va fi uh, atât de puternic. Deci, ce încerc eu să vă spun este că ar trebui să facem distinția între impactul scăderii accizei asupra prețului la carburanți da. și impactul asupra inflației. Da, mm -hmm. asupra prețului la carburanți e unul uh, direct și. Uh, adică e vizibil, s-ar putea să-l vedem, nu? Nu că s-ar putea, dar este sigur. Păi nu, o zic s-ar putea pentru că au mai fost situații în care n-a scăzut conform așteptărilor și au fost fericiți producătorii să-și bage bani în buzunar sau distribuitorii și întrebarea a fost mereu uh, dar statul cum îi pedepsește sau cum se asigură că ei chiar practică scăderea asta. Că suntem totuși într-o economie de piață, nu într-o dictatură. Și atunci dacă tu reduci acciza sau TVA-ul, dar totuși un comerciant nu reduce prețul că el zice, mie îmi convine să vând așa că e cerere, tu ca stat nu prea poți să-l pedepsești, nu? Că n-ai pârghii, nu ești nici în stare de război, nici în alte situații. Da, e adevărat că. Uh, că de asta o... am un ușor dubiu. Comercianții se gândesc, gândesc problema foarte egoist, ca să spun așa, dar, încă o dată, să facem apel la istorie. În 2015 a scăzut TVA-ul la toate produsele alimentare. Deci, aici vorbim de mii, de zeci de mii de produse. Și, conform datelor INSE. Statistica prețurilor la alimente dar arată că prețurile în ansamblu au scăzut. Deci dacă a Bun. fost valabil pentru atât de multe <coughs> produse, credeți că nu s-ar okay. fi întâmplat la Hai. un produs? Bun, de acord atunci. Dăm prezumția asta că scade la pompă. Dar, ziceți dumneavoastră, nu înseamnă că ne ajută foarte mult. Scade nu, la pompă, da. dar dăm... Nu înseamnă că ne ajută foarte mult în lupta contra inflației, fiindcă Uh, cauzele inflației nu țin doar de uh, prețurile la energie sau la carburanți. De fapt, este mai degrabă invers, aș spune. Prețurile la carburanți au explodat dintr-o cauză fundamentală, anume uh, exista pe piața unei cantități foarte mari de bani, dinamica creditului, care o vedem și astăzi, foarte accelerată, da? Deci, creditul crește cu 15%, a crescut și anul trecut cu 15%. Deci... Cantitatea asta uriașă de bani are legătură și cu pandemia și cu faptul că s-au pompat bani în piață sau n-ar trebui să ne gândim neapărat la asta? Desigur că are legătură cu pandemia și desigur că vorbim și de, în cea mai mare măsură de o inflație importată. La fel cum și în 2009, ca să mă întorc la paralela cu criza precedentă, mai precis în perioada 2004-2008, România a suferit de pe urma acestei inflații importate. A intrat aduce, în țară miliarde de euro care s-au văzut în expansiunea creditului, multe în imobiliare, ne aducem aminte. La fel și acum avem o inflație globală în fața căreia România nu se poate proteja pentru că nicio țară nu se poate proteja în fața aceste inflații importate. Deci, trebuie să fim conștienți de asta ca să, ca să, nu trăim cu o iluzie. Să nu trăim cu o iluzie că guvernul poate rezolva prin minune, are așa la dispoziție o baghetă cu care poate rezolva inflația. Nu! Ce spun eu însă este altceva. Că guvernului, se, guvernul se bucură de pe urma inflației. Guvernul speculează acest context pentru a, a, a strânge mai mulți bani la buget și ne păcălește, spunând că ar vrea să ne facă bine, dar nu-și asumă chestia asta. Spune că caută tot felul de măsuri în sprijinul cetățeanului. Pe care le-a pierdut și nu le mai găsește. Pe care le-a pierdut și nu le mai găsește. Deci, realmente, nu că n-are ce să facă, nu vrea să facă asta, pentru că asta înseamnă bani mai mulți. Și acum, probabil că nu știu, ca să fim avocatul diavolului, statul o să zică, păi da, dacă mie îmi intră mai mulți bani, de banii aia îți oferți servicii de oricare ar fi ele, nu? Adică e ca și la TVA, dacă scad TVA-ul, îți facție un bine pe persoană fizică că o să cumperi un produs cu un preț mai mic, dar să știi că statul, noi toți, o să colectăm mai puțin și de banii aia nu o să mai ai drumuri și de banii aia mai puțin și spitale și bă, personal amabil la ANAF. Poți să ai tot condiții proaste. Este adevărat că statul va colecta mai puțin, nu știu, cu câteva miliarde de lei, da, adică zero și ceva la 100 din PIB dacă reduce acciza la uh, carburanți. Bun, dar pe de altă parte, statul câștigă de pe urma scumpirii energiei pentru că el nu o livrează, după cum uh, el o produce, după cum spuneam la început. În plus față de asta, noi omitem un aspect esențial care el este de fapt, uh, uh, planează și de care nimeni nu vorbește. În sănătoșirea bugetară, da, despre care uh, aminteam la început, ar trebui să se facă prin raționalizarea, eficientizarea cheltuielor publice, administrației publice, ceea ce politicienii au promis, toată lumea a promis acest lucru, Vedem că nu se întâmplă, din contră, angajările la stat au crescut, companiile de stat, despre care și fostul premier de anul trecut ne pomenea în mod insistent că vor face subiectul unui audit, că vor fi reformate, că vor fi tăcăi că Nu s-a întâmplat absolut nimic cu ele, numirile politice continuă. Deci, în absența unei reforme, ce să mai vorbim de pensii și de altceva este pueril. Deci, nu, în absența unei oricărei reforme, evident că guvernul. Acesta se află în situația de a-și umple buzunarele taxând mai mult cetățenii și o poate face oficial, cum a făcut-o în 2009-2010, sau o poate face pe ascuns, în inflație. Despre asta este vorba. Și pretinzând în același timp că se zbate pentru anumite măsuri. Uh, profesorul Bogdan Glăvan, în uh, direct astăzi cu noi în Piața Victoriei, mă țin de promisiune, mă întorc la ideea asta că, de fapt, banii uh, se mută dintr-un buzunar în altul când vine vorba de energie. Să explicăm un pic. Uh, deja s-a enunțat ideea asta, mare parte a producătorilor din România sunt deținuți de stat, deci scumpirea înseamnă bani mai mulți în buzunarul statului, bani pe care statul înțeleg îi ia din buzunarul stâng și îi mută în buzunarul drept, ca de acolo să poată să plătească aceste plafonări și compensări pe care le dă consumatorului. Pe nu? care nu le mai plătește după acum. După pe care a să le plătească compensările. Da? Deci, când, deci când, hai să, hai să, să, să spunem Au așa. Au pus companiile, de la ele înțeleg, o vreme și acum își cer banii. Am văzut un protest al ambasadorilor care, da. din țările să care dețin aceste companii. Oamenilor, în felul următor, plafonarea prețurilor este o măsură distructivă, Ea în sine. De ce? Pentru că distruge relația dintre consum și producție. Dintre cerere și ofertă. Să nu ne uh, imaginăm, să nu ne închipuim Că benzina cade din cer, curentul pică din cer, și noi îl consumăm. Și noi putem să decretăm noi, în funcție de cum ne sculăm dimineața, hai să plătim 02 sau hai să plătim 08 sau nimic dacă uh, vrem. Mm. Nu, prețul acela este stabilit în funcție de cerere și de ofertă. Asta funcționează și a funcționat în toată istoria, deci este la baza uh, uh, economiei. Bun, atunci când guvernul intervine și supune, uh, stabilește arbitrar prețurile, sigur că el face chestia asta în intenția de a ajuta pe cineva, da? Bun, pe cine? Pe, cazul de față, pe consumatori. Dar, făcând asta, îi dezavantajează pe producători. pe Mai exact, pe furnizori. Pe cei, pe partenerii noștri de, de comerț în, în acest comerț. Pe cine emite factura către noi. În cazul de față, aceste companii despre care vorbeam, care sunt furnizori de energie, dar nu producători. Da. Ei cumpără la rândul lor de la alții. Și atunci, impun această măsură, evident că guvernul bagă în faliment furnizorii, da? Energia toți cumpindu-se, dar cetățenii plătind același vechi preț, să spunem, furnizorii vor intra în faliment. Ca să nu intre în faliment, guvernul e forțat să vină cu o altă intervenție, care s-a numit compensare. Mm -hmm. Bun. Pun, pun eu diferența, că... statul. Pun exact. eu diferența dintre cât ar trebui să-ți mai plătească cetățeanul și nu îmi dau eu voie să plătească. Pun eu. Exact, da. pentru că eu, adică statul, oricum încasez de la co companiile producătoare din energie mm -hmm. această, aceste venituri. Deci e acel mutat de bani de care vorbeam. Exact. Numai că s-a făcut că uită. Adică normele, nici nu știu dacă nu sunt la curent exact cu toate hotările de guvern și ședințele de guvern, normele de aplicare ale respectivei, ale compensării au întârziat foarte mult, nu știu în ce măsură s-au elaborat sau nu. În orice caz, iată-ne astăzi în situația în care aceste companii, care de ceva vreme au trebuit să se împrumute la bănci pentru a-și acoperi golurile create de plafonare, au ajuns, iată, să apeleze la S-a mascat politicii. toată problema asta în scandalul întocmirii facturilor și aici probabil că statul a profitat de o realitate, de realitatea că furnizorii n-au fost în stare sau n-au vrut să facă facturile. Uh, cum, corect cum li s-a spus și au mai întârziat o vreme și a ieșit haos. Din vina cui, că au înțeles ele greșit, că nu și-au actualizat softurile, că a fost reintenție, vrând să ciupească măcar o lună, să mai, să mai ciupească la prețul vechi, să-și facă stoc, nu mai contează. Uh, sau, mă rog, e bine să știm, dar nu ne blocăm în asta. Uh, contează că în momentul de față statul n-a venit cu partea lui de, de compensare, companiile urlă, ambasadorii din țările de unde provin companiile astea, că sunt vreo 4-5 marșilate, urlă și ei și suntem în situația asta. Dar hai să zicem că statul plătește partea lui de uh, diferență. Cât timp poate să mai funcționeze povestea asta? ca aici e miza, de fapt. Pentru aprilie, zice coaliția, mai facem și în aprilie la fel, după care se face cald. Și nu mai consumați atât și nu mai plătiți atât. Bun, persoanele fizice poate, numai că o întreagă industrie și un mediu economic nu se oprește din produs, consumă gaze și curent și în continuare. Și dacă e aprilie și dacă e iulie cu, cu siguranță, asta ideea că vine vara și scăpăm de problema uh, facturilor la gaze, este în mare măsură o minciună. De ce? Pentru că, într-adevăr, nu mai plătim uh, vara atât de multe gaze ca iarna, însă vom plăti prin prețurile bunurilor de la raft, pe care le cumpărăm, pentru că industria funcționează în continuare, fermierii funcționează și ei, serviciile, da, turistice și așa mai departe, toată lumea funcționează, avioanele circulă și vara și iarna. Uh, metrou și așa mai departe. Deci, uh, această problemă nu va dispărea. Acum ce încerc eu să vă transmit este că guvernul a apelat la cea mai uh, problematică, la cea mai destructivă și complicat de pus în practică măsură, după cum s-a și dovedit. Asta cu plafonarea, da? Deci, încă nu era de cap. Nu a făcut decât pe, pe, pe consumatori nu i-a liniștit uh -huh. pentru că companii nu au fost în stare să factureze corect, pur m-au venit cu a doua revizuire și așa mai departe. Uh, au început au început țipete în alte părți, acum, deci unde dai și unde crapă. Cam asta este principiul uh, și nu se știe cum vom ieși din povestea asta. Uh, în loc să meargă pe cele mai simple și directe soluții cum, care erau scăderea fiscalității pentru că dacă guvernul cu o mână își băga în buzunar din profiturile și redevențele pe energie, din profiturile rom, gaze, electrica, producătorilor de stat, cu o altă mână putea să nu mai să dea direct consumatorului în scăderea de taxe. Faptul că nu a luat această decizie pe care alte țări au luat-o, îmi arată, cel puțin fără dubiu, că nu a dorit. Deci scopul guvernului a fost tocmai să strângă bani, mai mulți bani la buget, nu să, uh, nu să, compenseze, de fapt. Adică nu să zică, domne, este criză, haideți că dacă eu pe de-o parte câștig, uh, vă las vouă ca să nu suferiți. Nu. Uh, scopul a fost tocmai punerea mediului de afacere și a cetățenilor la plată. Uh. Acum, cât va dura această chestiune, predicțiile sunt destul de pesimiste și vedem că situația politică se agravează și, practic, suntem într-un context foarte asemănător cu cel din anii 70, când, pe fondul inflației globale, care era și oamenii poate n-au cum să-și amintească și nici nu au aflat, poate, dar trebuie să spunem că în 1971, la începutul anilor 70 etalonul aur a fost desfințat, deci Statele Unite se îmbarcaseră pe o politică inflaționistă puternică, erau și trecuseră și pe un război din Vietnam, deci au avut niște constrângeri din astea, pe fondul acestei inflații globale a venit, ce? Conflictul arabo-izraelian. Și așa am ajuns noi să ținem minte drept Inflația cu două cifre din anii 70 ca fiind determinată de scumpirea petrolului. Însă e foarte important de spus că această scumpire a petrolului a intervenit pe acest fundal inflaționist global care exista deja. Exact și acum avem un fundal inflaționist global peste care se suprapune criza Uh, pe lui pe de -o parte și criza geopolitică care da, s-ar putea să estim... ducă să contribuie la scumpirea gazelor, nu? Rusia, Ucraina și așa mai departe. Ne-a de avertizat altă parte. domnul Medvedev, da. ne-a avertizat că ar putea fi 2000 de euro, 1000 de metri cub de gaze. Uh, deci uh, lucrurile uh, se vor agrava. Toată lumea zice că nu avem motive să ne îngrijorăm, că avem soluții, nu? America a venit cu rezervele ei în ajutorul Europei, cam asta e ideea. Sau, mă rog, în ajutorul. Are de unde să cumpere Europa gaz? dacă Rusia nu mai dă. Ne îmbătăm cu apă rece. Gazul lichefiat nu poate substitui gazul natural care vine pe conductă. Desigur că aceste eforturi sunt de aplaudat și probabil că ar merita să ne dedicăm pe viitor dezvoltarea acestor relații cu Qatarul, cu Statele Unite, da, vorbesc din prisma europei, pentru a ne asigura securitatea energetică, însă, pe termen scurt, nu va, va contribui foarte puțin. Uh, trebuie să ne pregătim pentru o criză de lung mai lungă durată, ca în uh. anii 70. Bun. Și aici, domnule profesor Glăvan, vine uh, răspunsul ăsta pe care îl tot auzim de la Ministrul Energiei, de la premier, de la coaliție în general că întârzie cu anunțarea unei soluții privind criza facturilor la energie pentru că se lucrează la un plan cu bătaie lungă. Adică noi întrebăm ce o să facem în aprilie, ce o să facem în iulie, ce o să facem iarna viitoare și răspunsul este mereu de câteva săptămâni. Stați că noi lucrăm la un plan privind securitatea noastră energetică care se întinde de azi până prin 2026 cel puțin. Și acum eu întreb, planul ăsta la care lucrează guvernul are vreun impact pentru iulie, septembrie, iarna viitoare? Sau ar trebui să ne gândim că își face niște socoteli din astea, să scoatem noi niște gaze din Marea Neagră, pe care să le vedem pățeavă abia peste 2 ani, că scoatem noi niște, încă un reactor la Cernavodă pe care o să-l vedem producând peste 4 ani, că luăm nu știu ce alte capacități de producție, niște hidrocentrale pe care o să le vedem producând în 6 ani și așa mai departe. Ne rezolvă criza, planul ăsta cu bătaie lungă sau e, sau e tragere de timp? Haideți să vă dau două observații. Prima observație este că nu cred deloc în această preocupare a guvernului cu un orizont de timp îndelungat. Adică, senzația mea este că... Ok, sunt profesor. Senzația mea e că mă aflu în fața unui elev sau unui student care îmi spune, vă rog să mă iertați că n-am învățat aba mulțirii, dar am făcut-o cu un scop nobil. Stau să-mi văd derivate și integrale. Și când o să fiu gata, o să vă arăt că știu ce l-am auzit chiar azi pe cât spunând, este mai bine să măsurăm de 15 ori și să tăiem o dată. De aia întârziem cu planul ăsta, pentru că vrem să fim siguri că în momentul în care venim cu el, el funcționează. Dar întrebarea mea este cum poate funcționa rapid? Adică pare că suntem duși așa cu, cu zăhărelu, cu un viitor. Am făcut noi un plan privind uh, Exploaterile din Marea Neagră. Foarte bine, dar nu să poate să producă, obiectiv vorbind, mai devreme de 2 ani. Eu cred că Putem să facem un pariu pe o bere, că guvernul nu va veni cu niciun plan pe un termen lung. Și vedem, de fapt, că tot ceea ce se spune este, ok, o prelungire a plafonării, din aprilie până nu știu când, câte încă câteva luni, încă șase luni și așa mai departe. Vorbim de orizont pe termen lung. Știm că până 2027, dacă nu mă înșel, va intra în revizie centrală de la CernaVodă. Eu aș fi foarte curios, de exemplu, apropo de planul pe termen lung, să știu dacă acest gap, de, da, acest gol de energie care va, se va produce ca urmare a intrării în unui reactor nuclear, cum a fost planificată înlocuirea, umplerea acestui gol? Da? Credeți că există o strategie sau o, o, un backup la chestia asta? Eu aș fi curios. Poate că la guvern nu, dar îmi imaginez sau îmi place să cred că undeva printre specialiști o exista că altfel mă tem foarte tare. Nu știu Experiența de ce. mea cu administrația publică și să fim foarte deschiși, că am și lucrat în administrație un an și jumătate, arată că, arată că nivelul acesteia, deci calitatea administrației publice este extrem de joasă și nu mă surprinde absolut deloc să știu că nu există niciun, niciun backup. Dar revenind la, uh -huh. la întrebare, politicienii vorbesc și multă lume, într-adevăr, așteaptă să producem mai mult. Și este foarte bine să producem mai mult, pentru că în fond, dacă producem mai mult, avem venituri mai mari. Asta se traduce într-un nivel de trai mai, mai ridicat. Dar a produce mai mult nu este totuna cu a avea gaze ieftine sau cu a avea benzină ieftină. Nu-i totuna. De ce? Pentru că suntem într-o uh, piață integrată. La fel cum, ca să fac o paralel, a produce multe ridichi nu înseamnă că avem ridichi ieftine automat. Suntem într-o piață comună, da? Și mărfurile circulă. Asta este, asta este minunat, ca să zic așa. Pentru că dacă n-am fi într-o piață comună, n-am putea nici să călătorim și să cumpărăm servicii turistice din Spania sau din Malta sau de pe unde mergem, nici să cumpărăm mașini din Germania, nici să cumpărăm blugi de nu știu unde, nimica. Până urmare, și energie e tranzacționată și se vinde, dacă e produsă în România, se poate vinde în Ungaria, dacă e produsă în, în altă parte, se poate vinde în România. Deci, faptul că în România s-ar putea dezvolta capacități de producție este un lucru extraordinar, care cu siguranță trebuie încercat, însă să nu trăim cu ideea că vom fi un fel de Nord-Corea, un fel de Corea de Nord, adică vom produce aici energie și noi o să o păpăm. Uh, o să stăm călare pe ea, o să. De o ce stă... nu putem face asta? Explicați-ne. Adică toată lumea să va gândi, domnule, dacă producem mult, ținem pentru noi ceea ce producem mult. Nu mai trebuie să -l luăm de la ruși, nu mai depindem de alții, nu ne mai ia nimeni. <laughs> Cum România, funcționează? Este, România este și astăzi într-o situație privilegiată pentru că își produce 75% din energia pe care o consumă spre deosebire de vestul Europei sau alte țări. Uh, dar nu putem ține pentru noi, tocmai pentru că suntem într-o comunitate. Și tocmai pentru că a trăi într-o comunitate alături de alte țări înseamnă să permiți mărfurilor și oamenilor și companiilor să facă tranzacții libere fiecare cu fiecare. Și acest lucru este benefic pentru toată lumea, fiindcă de asta România, de exemplu, beneficiază de securitate globală, fiindcă este într-o alianță și fiindcă este într-o uniune europeană. Deci nu putem... Deci uh... nu putem să facem un protecționism cu ar, cum ar, veni și nu putem să le spunem habar n-am cui, nu știu, ungurilor sau nemților sau francezilor, nu puteți să-mi luați mie energia, adică nicio firmă din România nu are voie pe piața liberă să vândă această energie vouă, pentru că ne trebuie nouă românilor. Da, nu vom putea face asta, însă, repet, vom resimți pozitiv creșterea producției de energie prin faptul că salariile vor crește aici, da, PIB-ul României crește, taxele la, la buget vor crește și, până la urmă, poate și serviciile publice vor crește. nu. Deci, vom resimți pozitiv creșterea producției. Despre asta vorbim aici, însă asta nu înseamnă Că vom trăi pe cum cei din, nu știu... Păi da, da, acum e fețima. Probabil că oamenii se întreabă, bun, degeaba simt eu că sunt uh, taxe colectate mai mult sau locuri de muncă sau mai știu eu ce, dacă realmente eu la curent plătesc la fel de mult. Adică aici trebuie lucidat mecanismul ăsta. Mi-ați promis că dacă producem mai mult, plătesc mai puțin și îmi spui că câștigi tu ca stat din uh, bogăția asta de producție, dar nu câștig eu, consumatorul, sau nu câștig în mod direct la factură. Câștig uh, pe lângă. Vedeți, scumpirea sau criza a energiei afectează pe toată lumea, și pe bogați și pe săraci. Dar eu zic că e mai bine să fim bogați decât săraci. Adică eu cred că trecem, traversăm mai repede hopul dacă suntem bogați. Bun, de acord, dar atunci, nu știu, ca să demontăm ideea asta, dacă ea e de demontat, că dacă producem mai mult avem facturi mai mici. Totuși, ca să avem facturi mai mici, ce ar trebui să facem? E, ca să avem facturi mai mici, ar trebui ca producția globală și uh -huh. cea europeană, în particular, să crească. De fapt, unul din, unul din factorii care ne-au adus în acest impas, în această situație fragilă, în care, iată, suferim, pentru că dacă furnizorul principal de gaze al Europei se înfurie, ne taie țeava, da? ne închide robinetul și atunci suferim. Unul din factorii pentru care am ajuns în situația asta este... Politica uh, climatică europeană, care a presupus reducerea drastică a unităților de furnizare a energiei convențională, cele uh -huh. pe cărbun le-au închis, cele nucleare la fel s-au grăbit să le închidă, și atunci, în mod evident, uh, suntem mai expuși în fața importului. Bun, dar nu mai putem energie. face pasul înapoi, domnule Clevan, adică. Nu mai dat startul producției Nu mai Dar verzi. haideți, ok, dar. În moment, ce spun eu este că în momentul în care vom avea cu eoliene, cu panouri solare, cu energie nucleară de care vreți dumneavoastră și de care ne place, în momentul în care vom avea suficientă energie, ne vom permite să fim indiferenți da, mai durează. la toanele... Da, mai durează. Evident da. că durează. Orice durează, gândiți-vă... Până să avem un sistem de prosumatori, nu? Care produc și mai dau și la alții ceea ce în Poate ar fi unul regimul orașelor mai... de blocuri comuniste din România probabil e mai greu, dar nu imposibil, mă rog. Poate ar fi unul din cele mai inteligente, una din cele mai inteligente politicii aceasta de a încuraja oamenii să, până la urmă, să-și folosească propria locuință, propriul teren pentru a produce energie. Unii o fac. Da, da. da. Încă un lucru, pentru că pomeneați ceva mai devreme, dacă statul era deștept, scădea fiscalitatea. E vorba taxe, e vorba de acest TVA redus pe care îl propune câțul de la 19 la 17%, e vorba de scăderea contribuțiilor la asigurările sociale pe care le propune același Cțu. găsesc absolut hilar faptul că un decident politic vine și spune scăderea accizei câh, nu e bună pentru că rămâne un gol de 2-3 miliarde la buget. Hai să scădem TVA-ul, dar oare cât ce gol rămâne la buget dacă scădem TVA-ul pentru toate produsele? Cred că multiplu da, acestui gol. Deci astea sunt niște afirmații hilare. Tocmai de asta scăderea generală a fiscalității nu este oportună în România, tocmai pentru că nu vom scăpa nici de inflație, nici de problemele noastre macroeconomice, până când guvernul nu își va pune ordine în finanțele publice. Toată miza este să o facă transparent și să o facă în beneficiu societății, da? nu netransparent pe spinarea societății. Adică ne spuneți că dacă scade tva nu mai avem bani pentru această arhitectură stufoasă a statului. Mai normal ar fi întâi să reașezi arhitectura, să o subțiezi și după aia să scazi TVAU, pentru că nu o să mai ai nevoie de la fel de mulți bani să susții aparatul de stat. Dar dacă cumva câțu are o intenție ascunsă, Nobilă, prin care zice: Dacă scad TVA-ul și nu o să mai avem bani, nu o să se subțieze de la sine aparatul de stat, că nu o să mai avem de unde să-i plătim și mai dăm afară din ei. Sau nu. Da, asta este o, o, o idee cunoscută în uh, literatura aceea de a înfometa, să înfometăm porcul și în felul ăsta uh, avem mai puțină grăsime, o carne mai bună. Uh, practica arată că acest lucru nu se întâmplă. Deci, câtă vreme nu vom face o reformă a administrației, să aducem oameni buni, oameni noi, o primenire a administrației, câtă vreme politicile de orice natură, da, de orice natură, că vorbim de pensii, că vorbim de investiții în educație, nu se fac, nu se elaborează ținând cont de ambele aspecte ale unei politici. Cheltuieli, venituri, da? Cu cât îmi impactează cheltuielile, cu cât îmi impactează veniturile. Până, până, când vom ajunge acolo, nu trăim cu o iluzie că statul s-ar putea reforma de la sine. Nu, e nevoie de oameni deciși ca să reformeze statul. Mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile profesorul Bogdan Glavan astăzi în Piața Victoriei. Pe curând! Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM